Bună ziua, bună dimineața. Sunteți bineveniți la o nouă ediție a colocviilor revistei Ateneu, care sunt o continuare a festivalului George Bacovia, primul festival literar din țară care a fost inițiat de o revistă. Se petrecea în 1972. Revista Ateneu cu domnul Radu Cârneci la cârmă au inițiat acel festival care a fost unul de poveste. A lăsat cele mai frumoase amintiri celor foarte mulți participanți, scriitori din toată țara. Tema din această ediție, din această toamnă, este 100 de ani de la apariția volumului Plumb, Bacovia, poet și solitar. Este o expresie care îi aparține chiar lui Bacovia și este foarte sintetică și care cuprinde întreaga condiție a poetului, vorbește foarte mult despre singurătate, tristețe, ce înseamnă poezie și Bacovia, lucruri despre care o să discutăm cu invitații noștri. Trebuie să mulțumesc conducerii Universității Vasile Alexandrii din Bacău pentru că ne găzduiește, pentru că în fiecare an putem să avem acest dialog cu dumneavoastră aici în Biblioteca Primitoare a Universității. Invitații noștri din acest an sunt Ileana Mălăncioiu, Constantin Călin, este invitat la această colegii, Teodor Codreanu, Ovidiu Dunăreanu, Adrian Romila, Nicolae Scurtu, Robert Șerban, Valentin Talpalar, desigur. Desigur, suntem aici întreaga redacție a revistei Ateneu. Eu sunt Carmen Michalache, Adrian Jitu, Marius Manta, Dan Perșa, Ștefan Radu și Violeta Sasă sunt aici, sunt colegii. Echipa Ateneu, pe unii dintre ei știți foarte bine, domnul Adrian Jitu este în același timp lector la universitate, domnul Vasile Spiridon, care este un colaborator permanent al revistei noastre, va fi atât de bun să preia această ștafetă. Cultura este o ștafetă, nu? Și din partea universității, de această dată, anul trecut Adrian Jitu a moderat colocviul nostru, care, dacă vă amintiți, a fost unul mai original, a fost vorba despre un portret de grup scriitoare de azi. Dintre colaboratorii reviste și oameni pe care îi prețuim, pe care îi simțim aproape, care ne sunt prieteni, sunt aici Elena Ciobanu, nu știu dacă este, Nicoleta este aici și Nicoleta Blanaru, domnul Livi Chiscop, domnul Cornel Dalben și domnul Ioan Dănilă. Cred că sunt așa. Așadar, am să-l rog pe domnul profesor Vasile Spiridon să modereze. În mod sigur vor fi niște discuții foarte interesante, pentru că toată lumea de aici îl iubește pe Bacovia. Asta este cel mai important lucru. Avem și doi recunoscuți cercetători, exegeți ai operii bacoviene, în persoana domnului Călin și al domnului Teodor Codreanu. Vasile, este, spre dau ștafeta. Mulțumesc, doamna academician, dragi scriitori, stimați profesori, dragi studenți, ne întâlnim aici, ca de obicei, în ultimii ani, pentru un colocviu despre Bacovia. Și prinde foarte bine anul acesta, iată 100 de ani, 100 de ani de când apărea volumul Plumb, ianuarie 1916, niște condiții neprielnice, Atât în țară, era vorba despre intrarea noastră în război, pe de altă parte și pe cine m-a interesat atunci apariția unui volum de poezie. Și în al doilea rând, un volum care apărea în niște condiții grafice foarte proaste, putea spune. Și cum a fost el receptat în acel an, să spunem. La Bacău, cred că în Curierul de Bacău, cineva s-a semnat cu pseudonimul Odin, Odin și poetul, probabil, spunea că are impresia, citind acest volum, are impresia unui volum scris de un poet care
sau de un violonist, dacă vreți, să spunea el, care cam încurcă niște coarde. Sau, și se întreba dacă este cumva de vină poetul sau dacă nu cumva este de vină editorul care scrie, care publică asemenea volume. La ea și Daniel Dimitriu, unul dintre foștii colaboratori ai revistei noastre, Ateneu, a găsit la Biblioteca Centrală Universitară, pe ediția Princeps, două notații ale cititorilor. Înainte cititorii așa făceau, își spuneau punctul de vedere, nu era Facebook, nu era nimic altceva, își spuneai punctul de vedere în ultimele file ale cărții. Unul spunea, cine l-o mai fi făcut și pe acesta poet? Iar altul, poate în contrapondere, este cel mai mare poet al poeziei contemporane. E sigur că a avut dreptate cel de-al doilea, dar nu știu a cui era semnătura respectivă, pentru că a semnat indeșifrabil. Cert este că s-a lăsat un val de tăcere până prin 1928, timp de 10 ani. După aceea, nu mai interesează ceea ce urmează. De fapt, ar trebui să-mi intereseze numai posteritatea lui, o posteritate formidabilă. Prima carte, știți că a apărut în 1958, Zvetlana Paleologu-Mata, în străinătate. O carte care a fost necunoscută nouă, ne-a fost necunoscută nouă foarte mult timp, a fost tradusă după 1990. Prima monografie, Mihail Petroveanu, după vreo 12 ani. Și după aceea, multe, multe altele, în jur de cel puțin 15. Dintre ultimii monografi, am putea spune, în ordine cronologică, sunt domnul Constantin Călin și domnul Teodor Codreanu. Domnul Constantin Călin a publicat prima carte în 1999, de fapt a publicat trei despre Bacovia și încă un fel de doi bis, cum am putea spune, despre dosarul Bacovia. Iar domnul Teodor Codreanu, în 2002, e Complexul Bacovia. Așa încât avem marele privilegiu să avem printre noi pe cei mai cunoscuți bacovianologi actuali. De aceea eu nu voi vorbi foarte mult, voi modera între limitele, ar putea să vorbească foarte mult, cred că o jumătate de zi cel puțin, între limitele, 12 minute, cam așa, zic eu, nu știu, dar îi lăsăm, dacă au ceva mai important de spus spre final, îi voi lăsa. Asta este rolul moderatorului. Nu de a ieși el în evidență, eu nu vreau să ies în evidență în fața studenților în niciun fel, pentru că dacă vreau, vorbesc cât pot în fața lor. Am vorbit și miercuri seara, le-am pus chiar pe videoproiector vocea lui Bacovia și au rămas surprinși de dicția jalnică a lui Bacovia. Am ajuns la concluzia că, de fapt, ar fi practic recitat acest text, această poezie, de cineva, de un om de la țară, pe care l-a adus la microfon, ca așa cum ar fi făcut probabil domnul Dănilă, ar fi găsit pe cineva într-un colț de sat, pe cineva, și să audă niște foneme de acolo care s-ar părea curioase. Da. Însă, deci de asta spun, nu vă rețin atenția. Voi invita în primul rând pe cei care au venit de departe și după aceea, până pe la ora 12 fără 5, probabil atunci ne vom opri, să vorbim și dintre noi, dintre studenți. Bun, deci cum am gândit eu? În primul rând să o invităm pe poeta, nu pe academiciana, pe poeta, pentru că de asta a venit aici, pentru că este poetă, poate cea mai importantă poeta literaturii noastre, în perioada aceasta, postbelică. Și după aceea, vă spun ca să vă pregătiți, domnul profesor Constantin Călin, domnul profesor Teodor Codreanu, și după aceea invitații, bineînțeles că domnul profesor Scurtu, care este, poate mai găsi ceva între timp, care va fi lung, sigur, și invitații noștri, Ovidiu Dunăreanu, Robert Șerban, Adrian Geromila, Valentin Talpalaru și toți ceilalți care vor mai lua. Prin urmare, știu că poeta Elena Mălăncei a spus nu o singură dată că, de fapt, structural ea se apropie de Bacovia. Este o urmașă a lui Bacovia. Aș vrea să întreb dacă și mai menține această părere și aici, la noi, acasă la Bacovia.
Mă bucur foarte mult că sunt aici. Am să vorbesc dacă o mențin sau nu, părerea o să trăiască din ce am să spun. Când eram foarte tânără, cum sunt cei din sală, nu mă invita lumea la Bacău, că eram foarte tânără. I-am invidiat pe colegii mei care mi-au povestit ce frumos a fost cum toate străzile, în loc de lozinci și de pe vremea aceea, avea pe stradă cât un verde din Bacău, ia un alcool, trece piața tristă. Versuri care, în genere, nici criticii nu le prea foloseau în comentarii. La un moment dat am fost totuși invitată mai în zilele noastre și am primit un premiu pentru publicistică. Așa a vrut juriul în anul acela, dar eu visam odată să fiu recunoscută ca unul care chiar îl iubește pe Bacovia, care chiar a învățat tot ce putea să învețe de la el. Deci, nu numai că îmi mențin părerea, dar în felul meu l-am sărbătorit pe Bacovia înainte de a fi sărbătorit aici. Nu e un merit în plus, așa a fost întâmplarea. Dintre cei patru mari poeți dintre cele două războaie, singurul care nu fusese primit în Academie era Bacovia. Se păstra și o prejudecată. Majoritatea colegilor noștri din literatură și din filologie care au intrat după 90. Multă lume spunea că, mă rog, a fost pentru mulți dintre ei opțiunea lui Ion Iliescu. Ei aveau acest complex, fiindcă ceilalți îi comentau ca oameni de stânga, și atunci pe cei de dreapta sau de extremă dreapta au primit mai ușor, Bacovia rămăsese singurul. De 3 ani de când am fost primită membru corespondent, nu sunt academician, sunt membru corespondent al Academiei, dacă aude domnul Simion, că aici m-a făcut academician, zice că e influența lui Bacovia de pe lumea cealaltă, mi-a pus o pilă, am făcut rapid de influență. Deci nu sunt academician, sunt membru corespondent. Singurul lucru cu care mă mândresc de când am intrat în Academie ca membru corespondent este că am reușit să impun, ca măcar la 100 de ani de la apariția volumului Plumb, Bacovia să fie membru postmortem de onoare al Academiei. Nu a fost foarte ușor, n-o să vă vină să credeți, exista prejudecata și cum să fie academician, n-a fost universitar, n-a făcut nu știu ce studii, n-a făcut. Argumentul meu ultim era că nu avem ce să facem, geniile uneori nu respectă toate regulile pe care trebuie să le respecte orice om de rând. Nici Eminescu n-a fost premiant, nu pentru asta îl iubim, nu pentru asta este simbolul culturii naționale. În opinia mea, după Eminescu vine Bacovia, sunt cel mai aproape de el și mi se părea o tristețe că nici măcar la 100 de ani, de la apariția primului său volum, nu era primit în Academie. Sunt bucuroasă că am reușit să fac lucrul ăsta. Sunt bucuroasă că e primul dicționar al Academiei cu toți membrii Academiei de la începuturi până acum, în care în sfârșit figurează Bacovia cu un text care îl prezintă, fiindcă de la acele texte vor pleca cele care vor urma. Deci eu l-am sărbătorit înainte de a veni aici, fiindcă altfel ar fi fost greu. Ne întâlnim de 3-4 ori pe an și dacă nu impuneam la vreme povestea asta, am fi făcut-o după Plumb, după aniversarea apariției volumului Plumb și ar fi fost mai greu. Aici se va discuta, înțeles că tema este poet și solitar. În toată poezia lui Bacovia, dar sunt alte lucruri care nu sunt neapărat, dar tot acolo duc. Întâmplător am citit toată opera lui Cioran și am fost tristă că marii noștri intelectuali de peste hotare nu au vorbit despre Bacovia. Despre Bacovia o singură trimitere într-un text care este despre Fundoianu. Călchita pe Bacovia, un poet de la Bacău care scria versuri triste sau despre ploile care macină totul. Mi se părea prea puțin, de aceea m-am oprit. Există un text al lui Cioran care se cheamă Paleontologie, care a strânit multe discuții, eseuri întregi. Și în tot textul ăla, de fapt, el spune inițial că materia vie, cel puțin, e reprezentată în cele din urmă de os, fiindcă carnea se duce foarte repede și după aceea ajunge la pe concluzie, influența de Caiu, care este inițiatorul petrografiei în Franța, că de fapt cristalele din pietre rămân în cele din urmă, că totul se duce. Și mă gândeam câtă teorie s-a făcut, câte studii s-au făcut pe asta, fiindcă Cioran a intrat în celebritate, în cultura internațională. Pe Bacovia, într-un singur vers în care spune va putrezi apoi noapte un schelet, deci
la geamul tău încep, voi bate încep, va putrezi apoi noaptea în schelet, va rătăci apoi noaptea în schelet, spune că tot este ăla, adică deja la el scheletul ajunge într-un singur vers. Și sunt alte versuri la fel de puternice, vorbește despre singurătate. Frumosul său vers, un arbore plâng cap în număr, spune cât foarte multe tomuri de poezie, de comentarii despre singurătate. Despre în cuptor nu mai vorbim, în cât de puține versuri se ajunge la ceea ce ajunge Cioran după toate studiile și după toate comentariile. Este păcat că a circulat puțin. Este păcat că vorbim așa pe fugă. Există și un noroc în toată povestea asta. Este bine că există o revistă cum este Ateneu și care continuă sărbătorirea lui Bacovia. Dar există și ceva care pe mine mă impresionează în modul cel mai plăcut. Se spune că nimeni nu e profet în țara lui. Eu cred că domnul Constantin Călin a făcut pentru Bacovia cam cât a făcut Gheran pentru Rebranu. Și este foarte bine că este cineva din țara lui care a urmărit tot ce a făcut Bacovia de la început. Ceilalți am venit mai târziu. Poate că noi, prin intuiție, am ajuns la niște lucruri despre Bacovia. S-a zis despre mine că sunt... Despre poezia mea, poate cel mai frumos este unul al lui Chistelecan, care vorbește despre bacovianismul antibacovian. Pentru că dacă iei chiar ca atare, ajungi la pastișe. Dacă reușești să preiei tot ce se poate din Bacovia, dar să ajungi la altceva, cum a preluat el tot ce se putea din simbolismul francez, dar să ajungă la altceva, să ajungă la bacovianism, practic la altceva, este esențial. Dacă nu, rămâne pastișe și atât. Sunt foarte bucuroasă că sunt aici, sunt foarte bucuroasă că domnul Constantin Călin, de la care am învățat toți, este cu noi și că se continuă bacovianismul în orașul lui Bacovia, la mic, prăpădit, plin de ploi. Se spunea că a venit dintr-un oraș pustiu, se mirau cum să fii poet dintr-un oraș uitat de Dumnezeu. Iată că, de vreme ce criticii mari ai vremii spuneau că el secretă poezie fără să știe, ceea ce era o prostie foarte mare, până la urmă a fost impus și de oamenii care s-au ocupat de viața, de biografia lui, dar și de poeții care l-au preluat, că dacă nu te preia nimeni, degeaba ai fost mare, adică ești mare și prin ce ai lăsat în urmă, prin ce preiau ceilalți de la tine. Sunt bucuroasă că am putut să învăț de la Bacovia și de la cei care s-au ocupat de Bacovia și că mă aflu aici, fiindcă dacă la tinerețe nu te invită nimeni că ești prea tânăr, la bătrânețe te uită că ai ajuns din nou în mintea copiilor. Faptul că n-am ajuns încă în mintea copiilor și că mă aflu aici printre tineret, mă bucură. Vă mulțumim, doamnele, domnule. Aveți dreptate, fiecare am învățat câte ceva de la domnul profesor Constantin Călin. Eu nu în mod direct, nu am fost student, dar au fost atâtea generații, studenții lumii sale și îmi pare tare rău că studenții noștri de astăzi nu se mai bucură de ceea ce ar putea să afle de la el. Oricum îl asigurăm că îi pomenim și numele și ceea ce a scris cu drag aici în universitate. Ce aș putea să vă spun în câteva cuvinte pentru studenți, în primul rând, desigur, domnul Constantin Călin, de prin 64, cred că a scris primul articol despre Bacovia. În 71 s-a apucat serios de lucru la un dosar Bacovia. A avut în planul editurii Junimea, la sfârșitul anilor 70, un volum despre Bacovia. N-a găsit vreo 4-5 piese la dosar, n-a fost mulțumit și nu l-a publicat. Ei, și-a mai stat încă vreo 20 de ani, până prin 99, când a scos primul volum. Așa cum îl știm, calm, meticulos, imperturbabil, continuă să scrie despre Bacovia și așteptăm ultimul din trilogie, că a spus că are o trilogie, de aia că această trilogie are și un 2 bis. Așa? Al treilea este dedicat lui Bacovia, Triumful unui marginal, și este vorba despre, de fapt, despre receptarea critică a lui Bacovia. Am putea să-l întrebăm foarte mult pe domnul Constantin Călin, dar o întrebare de la care am putea pleca este aceea: cum a reușit el să zdrâșne această prejudecată că, de fapt, că poetul George Bacovia nu ar avea biografie? Că viața lui a fost cu totul și cu totul anodină, adnosă, nu a interesat pe absolut nimeni, un marginal uitat de lume, în epoca interbelică lumea se mira dacă mai trăiește sau nu, care Iliade se mira, acum Bacovia mai trăiește.
Deci, domnule profesor, spuneți-ne ceva în legătură cu acest triumf al marginalului Bacului. Eu am să spun tot, stimată doamnă academiciană. N-ai cum. Stimat membru corespondent. Se spune că am făcut la multă influență. Eu am intrarea lui Bacovia și Bacovia de pe lumea cealaltă îmi răspunde cu drag. Da, a ajuns academiciană înaintea dumneavoastră. În afară de asta există o anume analogie. Noi spunem locotenentului colonel, îi spunem domnule colonel de fiecare dată. Întâi să răspund la întrebarea pe care a schițat-o colegul Spiridon. Interesul pentru biografia lui Bacovia pornește de la faptul că i-a fost negat. S-a spus, nu există, nu sunt motive să fim interesați de biografia lui Bacovia. Exterior nu apărea interesant Bacovia. Însă misterul, când nu știi ceva despre un lucru, atunci încerci să ajungi în intimitatea lui. Bacovia trebuie citit, dar trebuie mai ales simțit. Și îl simți, dacă ai antene pentru el, în multe din împrejurări. Iată, venind încoace cu autobuzul, am văzut vântul lovind copacii de pe partea stângă a mersului încoace la universitate. Vântul acesta de toamnă avea ceva, are ceva diferit de vântul de vară, de vântul de primăvară. Frunzele deja au început să se zbârcească, e întoarsă fața, spatele lor e întors spre vânt și dintr-o dată vezi căderea lor și ți-aduce aminte de un vers, versul lui Bacovia care spune că în parc a intrat frunzișul din oraș. Bacovia e predat în școală începând cu plumbul, ceea ce e o mare eroare. Să pornești de la predarea plumbului. Există o reacție a corpului tânăr care nu îngăduie asimilarea unui asemenea poem. Cred că ar trebui de la lacustră, de la cuptor, de la alte, de la poeme, un poem ca alb, adică de la poeme mai aproape de nota romantică, mai poeme cu o cantabilitate mai pregnantă. Deci de aici ar trebui. Trebuie să învățăm pe tineri să-l simtă pe Bacovia și e greu de făcut lucrul ăsta. Pentru că iată chiar aici, în oraș, am nevoie de o imaginație a spațiului. Din memoria noastră, cel mai ușor dispar reperele spațiale. Peste cineva care a plecat din oraș se întoarce după o anumită perioadă și întreabă ce a fost aici. Deci, întrebarea aceasta, ce a fost aici, înseamnă că a rămas un anumit gol, rămâne un gol în memoria noastră. Se produce o dezorientare. Tot venind încoace, plec întotdeauna de la elemente din astea sensibile, ca să le zic așa. Tot venind încoace, am văzut șirul lung pe o parte și alta a căii Mărășești de mașini. Ei, trebuie să-ți imaginezi un Bacău golit de fluxul de acesta de mașini. Când am venit eu în Bacău, eu am venit în 1963, strada principală din Bacău arăta ca pe coperta unei cărți a lui Victor Kernbach, care a scris Lumini pe strada mare, o carte despre Bacău și despre regiunea Bacău. Ce se vedea acolo, în fotografie?
un grup de femei treceau pe stradă, dar nu pe trotuar. Mergeau prin mijlocul străzii și se vede undeva o mașină. Atât, o mașină. În redacție, noi discutam, se spunea mereu un fel de banc, că nu știu care altă localitate provincială, existau două taxiuri și culmea, alea s-au ciocnit. Așa. Deci era o lume din aceasta goală. Acum construcțiile astea mari ne împiedică să ne imaginăm Bacăul lui Bacovia. Trebuie să mergem chiar pe strada care îi poartă numele și pe colț acolo să vedeți o clădire de pe la 1900. Așa, deci sunt anumite locuri care sunt privilegiate și ne privilegiază și pe noi, în sensul că acolo îl descoperim pe Bacovia. Deci, întâi să-l simțim și după aceea să-l interpretăm. Și cum îl putem simți? Îl putem simți citindu-l pe etape. Pentru că Bacovia este divers. Nu e același Bacovia. Bacovia, de pildă, din stanțe burgheze, nu e Bacovia din plumb sau din scântei galbene. Dar există o temă fixată, a fixat doamna Carmen, o temă. 100 de ani de la apariția volumului plumb. Aș vrea să o întreb pe Violeta. Violeta, ești poetă. Câte recenzii ai obținut la primul volum? Doamna, așa. Câteva. Câteva. Cam câte? 5, cred. 5. Nu la primul. La primul, cred că 2-3, nu puțin, foarte puțin. Da, nu e, poate că n-am ales exemplu, n-am găsit persoana mai bună. Cel mai bine, da. De ce? Un tânăr de astăzi nu poate să înțeleagă întâmpinarea lui Bacovia. Volumul acesta plumb, lucru pe care l-am spus în prefața ediției de opere, volumul acesta plumb e anunțat de două ori în revista Flacăra, o revista lui Constantin Banu, un om care l-a protejat pe Bacovia. Era un politician și un profesor bun și un ziarist bun. Două anunțuri, da. Deputat, așa, sigur. Banu anunță, sau gazeta, revista Flacăra anunță în două rânduri apariția în timpul imediat următor a volumului plumb. Spune, în ciuda bizareriilor pe care le conține, volumul ăsta sperăm că va stârni interesul cititorilor. După tot înainte de apariție, mai publică Nicolae Davidescu o recenzie, așa, un fel de avancronică, un text de susținere anticipată a lui Bacovia. Am pomenit numele lui Nicolae Davidescu. Merită să-l rețineți pentru că el a fost un campion al luptei pentru simbolism. Noi am avut doi asemenea oameni care au militat în mod constant și îndelung despre simbolism. Ovid Densușanu, care scotea din banii lui de profesor universitar o revistă, Viața Nouă, și Nicolae Davidescu. Nicolae Davidescu, care așa entuziasmat, a ajuns să afirme că, de fapt, literatura română începe de la simbolism. Această literatură română începe cu simbolismul. Da. El a fost un prieten constant al lui Bacovia. Și cei care vreți să înțelegeți pe Bacovia, să vă uitați care au fost persoanele de sprijin ale lui Bacovia. Adică oamenii care au scris o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori despre Bacovia. Lucrul ăsta
mai ales în timpul vieții. Ei bine, Nicolae Davidescu a fost unul din cei care a scris în mai multe rânduri despre Bacovia, ba în 1930 vorbește despre Bacovia ca despre un clasic al poeziei românești. A fost un prieten constant. Nu știu cât de dezamăgit va fi fost de situația că o dedicație pe care Bacovia, una din puținele dedicații date de Bacovia, a fost ștersă și i s-a dedicat nu lui, ci Agatei, doamnei mele Agata. E bine, după asta nu am văzut niciodată în subcondeiul lui Davidescu vreo mustrare, adică vreun semn de ranchiune. După avancronica aceasta a lui Davidescu, apar 6 cronici, de atâta a beneficiat Bacovia. De 6 cronici, dar nu cronici laudative. Astăzi, un tânăr poet, dacă simte în ultimul paragraf, nu zic peste tot așa o îndoială, dar dacă simte în ultimul paragraf o reținere, este enervat, tulburat. Critica astăzi este pozitivă de la primul rând și până la ultimul rând. Cam asta este situația în momentul de față. Critica are, dacă o citiți cu atenție, cu urechea deschisă, veți vedea că are foarte adesea, astăzi, nuanțe comerciale. Are ceva care te face să crezi că cel care scrie, nu odată, și nu asta nu generalizez, adică nu odată, se întâmplă să pară un fel de suporter și de agent de difuzare al poetului respectiv. E bine, cronicile, recenziile mai exact, unele din ele sunt exigue, sunt pe o coloniță și jumătate. Nu sunt cronici entuziaste, adică de la un capăt la altul. Scrie primul care face o cronică este Spiru Haznaș, un tânăr critic dotat. Noi am avut asemenea tip în perioada respectivă, dar pe care moartea i-a strâns prea repede. L-am avut pe Ion Trivale, l-am avut pe Haznaș, am avut intelectuali capabili să facă în momentul acela critică. E bine, Haznaș e în bună parte rezervat față de Bacovia. Ovidiu Suceanu, simbolist. Ovidiu Suceanu are o relație specială cu Bacovia. Majoritatea dintre dumneavoastră știu, Ovidiu Suceanu era teoretician, lingvist, folclorist, dar și poet. Semna cu pseudonimul Ervin. Dar poeziile lui, pretins simboliste, mai târziu, la judecata criticii, s-au dovedit a nu fi autentic simboliste. Și el era susținătorul simbolismului, dar, de fapt, beneficiarul acțiunii lui critice va fi Bacovia. La recenzia pe care o face volumul lui Plumb, și el este rezervat. L-a avusese colaborator. Știți prea bine că există o relație în aceasta de toleranță față de cei care ne sunt colaboratori. Dacă putem, mai aruncăm ceva în cântar pentru a-i face mai vandabil. Așa. Nu s-a întâmplat asta în cazul lui Densușeanu. Repet, Bacovia avea o relație specială cu el. De ce zic asta? Se întâmplase că Densușeanu nu suporta literatura
Ieșeană. În Iași, însă, la sfârșitul facultății lui Bacovia, exista o revistă, Versuri și proză. Ei bine, Densuceanu se duce la Iași pentru o conferință și în loc să facă un compliment celor de la Viața Românească, o revistă care se impusese, o revistă care era alimentată cu textele celor mai buni scriitori ai noștri din perioada respectivă, el nu vorbește, spune că e literatura unor oameni scorțoși, sunt niște scriitori scorțoși, niște scriitori imposibili, cei de la Viața Românească, și adevărații scriitori ai Iașului sunt tinerii de la, versuri și proză. După conferința asta de la Iași, întrucât Bacovia avea prieteni în rândul celor de la versuri și proză, îl publică odată pe, pe Bacovia în Viața Nouă. Deci, 3 minute, da, bun. Așa. Alte recenzii sunt recenzii de asemenea pe jumătate pozitive. Una este scrisă, și am să vă dau un exemplu, încă un exemplu, este scrisă de un coleg de-al lui de liceu, care semnează EIV, de fapt era Eugen Ciuchi, fostul lui coleg de liceu. Ei bine, e interesant și psihologic să vezi cum întâmpină un fost coleg de liceu literatura, poate prietenului lui din acea epocă. Da, deci sunt recenzii în majoritate, să zic așa, de un echilibru alb și negru, plus și minus. Nu sunt recenzii entuziaste, acestea care, care se referă la volumul 1. Și asta, vedeți, asta este surprinzător. Metamorfoza aceasta, de la un volum care e primit cu îndoială, a devenit volumul principal al lui Bacovia, deci este întotdeauna reperul, e plumbul. În afară de asta, trebuie să ne gândim că în raport cu plumbul, toate celelalte volume, inclusiv Bacovia, credea că ele sunt într-un, ele înseamnă un anumit declin. Da? Deci că el a evoluat declinând, adică a evoluat pe o pantă inversă. Lucru nu într-un totul adevărat sau lucru care poate fi explicat. Deci asta este metamorfoza cea mai curioasă. Cea mai curioasă metamorfoză. Să vezi cum se întâmplă această ciudată revalorizare. Dar care sunt germenii acestei revalorizări? Ce anume a determinat totuși ca Bacovia? Acolo. El spune, Bacovia odată, spune un lucru. Am scris puțin, dar am scris despre multe lucruri, despre multe. E puțin. Dacă luați și numărați, avem vreo 60 de poeme în plumb. Poeții din vremea lui Bacovia și chiar dinainte de Bacovia scriau altfel decât majoritatea poeților de astăzi, mai ales a tineretului poetic de astăzi, care mai ales după 90 sunt cărțile, vin așa pe o fel de bandă rulantă. Iată exemplul lui Bacovia. El scrie în 1000, scrie 1905, o tentativă de a scoate un volum, după aceea renunță, volumul care apare plumb, poartă indicația, acest volum a fost alcătuit de către Ion Pilat cu acordul autorului. Deci să nu existe un fel de scandal cu editura. În 1967, doamna Bacovia a protestat și a spus nu a contribuit Pilat, dimpotrivă, Pilat ar fi avut, lucruri discutabile, Pilat ar fi avut
o reacție de reținere. Ar fi întrebat, contrariat, ce să fac eu cu poezia aceasta? Da, deci iată o schimbare de destin. Și în fiecare moment, domnul Spiridon spunea în 1928, e bine, Bacovia scoate câte un volum la 10 ani. În 26, după aceea, 30, 36, 46, 56 este reeditat, încât dacă luăm tot ce a scris Bacovia, s-adună, avem un singur volum de Bacovia. Opera lui Bacovia este într-un singur volum. Dacă mai fi ceva, poate vă mulțumim, domnule profesor. Poate aveți ceva de răspuns doamnei Mălăncioi, pentru că deja are o reacție la cald. L-am ascultat cu foarte mare interes și cred că este foarte bine că vă spune amănunte pe care nu le știți. Sunt valabile și pentru tinerii care încearcă să scrie și care poate nu au o primire bună la început, că viața de scriitor adevărat e lungă și grea. Dacă la Bacovia au fost atâtea oscilații și acum este cel mai preluat de generațiile tinere, e un îndemn că nu trebuie să vă luați după ce vi se spune la prima carte. Dar ascultându-l pe domnul profesor, m-am gândit la un lucru. Este foarte important tot ce v-a spus cu toate amănuntele. Și într-adevăr este foarte greu să începi analiza cu plumb. Dar la el ajungi târziu. Când ai început să-l simți pe Bacovia în momente de viață grele, și cred eu că abia aici este un poet foarte mare, când în momente de viață grele te gândești la el. Când a murit sora mea, pentru care am scris Sora mea de dincolo, îmi reveneau în minte două lucruri. Din Biblie, unde spunem greu se desparte, Doamne, sufletul de trup, și din Bacovia, unde spune stam singur lângă morți și era frig. Mai mult decât simți în ceasul la cel mai greu un poet mare, este greu să-l simți altădată. E de mare că poți simți în momentele cele mai grele. Restul a fost evoluție pentru tine până acolo. A fost foarte important tot ce ne-ați vorbit în amănunte, dar am vrut să vă spun din experiența mea și pe care te mai singurătatea. Trebuie trăit. Domnul profesor Teodor Codreanu, care vine de la Cluj, împreună cu soția Lia Codreanu, care este și prozator și critic, eseist, de fapt, l-aș întreba două lucruri. În cartea aceea din 2002, Complexul Bacovia, vorbește despre un Bacovia cenușăreasă. Îl compară cu o cenușăreasă. Vă las, să las pe domnia sa să spună de ce. Eu știu, dar să vă spună el, pe ei de față. Și apoi, în ultimul timp, se tot vorbește despre autism. După 90 era cu handicapat, mai nu s-a mai putut vorbi despre handicapat pentru că s-a spus om cu dizabilități, este ca și cum avea abilități, dacă spui că cineva are dizabilități. Acum se vorbește foarte mult despre autism. Deci, de ce este o cenușăreasă Bacovia și dacă a fost el într-adevăr un autist? Are legătură cu ce s-a spus aici despre biografia lui Bacovia. Eu voiam chiar să încep cu trimiterea la biografia lui Bacovia, dar mi-ați luat-o înainte. Așa că doar o să-l citez pe Eugen Simion, care în 1969 scria într-un articol din România Literară. Citez, viața lui Bacovia nu explică în niciun fel poezia sa. Scriitorul nu are o biografie și este o eroare a încerca să-i compui una. El nu e la înălțimea versurilor sale. Citat închis. Păi bine, ceea ce a făcut domnul Constantin Călin e să-l contrazică pe Eugen Simion, care nu și-a schimbat părerea nici într-un volum de mai târziu, Întoarcerea autorului, care ar fi sugerat tocmai readunarea biografiei și operei. Pentru a ieși din încurcătura aceasta, modernii și postmodernii au rupt, da, viața de operă.
Nu există nicio legătură între aceste două entități, dând de exemplu pe François Villon și așa mai departe. Ei bine, George Munteanu, de exemplu, un eminent eminescolog și istoric și critic literar, pentru a ieși din încurcătură, a creat un nou concept de biografie interioară. Cred că ceea ce a făcut domnul Constantin Călin e tocmai să readucă rigoarea documentului la nivel de biografie interioară. Și acum să mă întorc la provocarea lui Vasile Spiridon și să încerc să explic așa sumar ce am înțeles eu prin complexul Bacovia și tocmai acest complex al Cenușăresei. Bacovia, să știți, era foarte bine informat în legătură cu opera lui Shakespeare. Frecventa spectacolele cu operele dramaturgului englez. Și nu știu dacă viața lui, întâmplător sau nu, este o contrapondere la tragedia Regele Lear. Vă amintiți că Regele Lear este pus în situația ca la Senectute să trăiască euforia iubirii. El o îndepărtează de sine pe Cordelia, fiica cea care îl iubea cu adevărat, dar era tăcută ca o cenușăreasă și a dat ascultare celorlalte care au fost gălăgioase în ceea ce privește declarația de iubire. În mod paradoxal, Bacovia se află la antipod nu la vârsta Senectuții, ci în adolescență. Când un adolescent trebuie să iubească, trebuie să debordeze de viață, Bacovia se află la antipod. El se află la un soi de maturitate în fața morții, pe care puțini intelectuali, creatori, au mai arătat-o în decursul veacurilor. De aici eu am ajuns la acest complex al lui Bacovia, pe care îl explic pe larg, așa, în cartea mea din 2002. În definitiv, dacă facem trimitere la Bacovia, opera lui este cea mai spectaculoasă, cea mai interesantă, cea mai stranie anamorfoză din literatura română. Ce este anamorfoza? Este un procedeu din pictura barocă prin care realitatea este deformată prin oglinzi concave și convexe. O deformare care poate deruta. Asta s-a întâmplat cu opera lui Bacovia și cu viața lui. Este o stranie anamorfoză. Și cel care a înțeles cu asupra de măsură acest destin bacovian a fost tocmai Constantin Popovici atunci când a conceput celebra statuie din mijlocul Bacăului. Uitați-vă la Bacovia, el este o anamorfoză a ființei umane. Dar pentru a ieși din tainele sau din capcanele anamorfozei, trebuie să regăsești unghiul de vedere potrivit pentru a reface realitatea. Ei bine, când s-a dezvelit statuia lui Bacovia, cineva s-a îngrozit de această statuie și a spus că acesta nu este Bacovia. Era chiar doamna Agata Grigorescu Bacovia.
Ea a văzut anamorfoza, dar nu și unghiul potrivit pentru a descălci această taină bacoviană. Ori, probabil că cea mai interesantă exegeză a lui Bacovei este tocmai această statuie unică în felul. La rândul lui, Constantin Călin preface biografia lui Bacovia în pofida tuturor celor care s-au îngrozit că Bacovia nu are o biografie, o reface din temelii. Dacă observați, statuia lui Bacovia este legată direct de pământ. Nu are postament. Ca oricare, da, glorie unei statuie să aibă postamentul cât mai înalt. Ei bine, sculptorul acesta a intuit că Bacovia nu are nevoie de un postament. Și atunci, biograful lui Bacovia, care este domnul Constantin Călin, a trebuit să refacă acest postament din interiorul pământului. Și a trudit vreo 40 de ani pentru așa ceva. Așadar, cel care a făcut exegeza operei prin statuie a avut norocul să găsească în Bacău un exeget al biografiei. În zilele acestea, eu pun pe calculator volumul al șaselea din seria mea de cărți, intitulată Numere în labirint. Și ce credeți? Că tocmai ieri am dat de o însemnare despre Constantin Călin. Și vă rog să-mi îngăduiți să citesc această însemnare, care datează din 2004. Să vedem dacă mă lasă ochii. Iată ce am notat eu în 2004, la însemnarea 11.679. Cărțile lui Constantin Călin despre Bacovia nu puteau fi scrise decât de cineva care a ridicat cercetarea la nivel arhetipal. Răbdarea lui s-a întins pe dimensiunea a 4 decenii. Este criticul teluric, între ghilimele, prin excelență. Se înalță trutnic spre a cuprinde totul de pe orizontala, fără de care orice statuie s-ar prăbuși. Dacă sculptorul Constantin Popovici i-a libit tălpile direct de pământ, înălțându-l de acolo, ca pe o coloană brâncușiană a frigului existențial, îngrozind-o anamorfotic pe Agata la dezvelirea din 1971, Constantin Călin a turnat în plumb masiv cât pământul întreg postamentul exegezei. Și prin aceasta, el este într-adevăr cel mai important exeget al lui Bacovia. Și să-l aplaudăm pentru acest fapt. Acum să mai vorbim și despre semnificația aceasta a plumbului. Autismului. Bacovian, care se leagă de autism. Tăcerea plumbului este tăcerea ființei, dacă vreți, autism, dar Bacovia nu a fost un autist în sensul patologic al cuvântului. Din acest punct de vedere, aș semnala, am mai făcut-o, mi se pare, aici la Bacău, o carte din 2014, a unei cercetătoare din Timișoara, care este profesor la Universitatea din Salzburg, Laura Cheie se numește. Este fiica unui eminent istoric și critic literar, Iosif Cheie Bandea. Ea și-a dat doctoratul la Salzburg în 2003. Și cartea ei a fost tradusă și publicată la editura Universității de Vest din Timișoara, cu titlul
obsesia creatoare la George Bacovia și Georg Trakl. Ea acolo demonstrează, și o facem și noi în alte contexte, că nu este vorba de obsesie în sens patologic la Bacovia și nici la Trakl. Este vorba de un principiu creator pe care puțini îl înțeleg și îl pot aborda. Obsesia aceasta creatoare este ceea ce Wolfgang Lange numea, de exemplu, o nebunie controlată. Ei bine, sunt convins că obsesiile lui Bacovia sunt nebunii controlate și prin asta se face măreția lui, pentru că nu este un fenomen de patologie opera lui Bacovia. Plumbul, de exemplu, devine simbolul acestei cenușărese la Bacovia. Cu un an înainte de apariția cărții Svetlanei Mata la Zurich, Existența poetică a lui George Bacovia, Gaston Bachelard își publica unul dintre volumele lui de audiență internațională, Pământul și reveriile sale. Și ce spune Bachelard acolo? El era uimit că în poezia europeană nu s-a găsit un poet care să exploateze simbolismul plumbului, care este de o rară acoperire existențială, filozofică și estetică. El nu știa că deja acest poet exista, pentru că noi nu prea suntem cunoscuți așa cum se cuvine, deși avem poeți extraordinari. Bacovia este acela care a făcut din plumb, la esență a felului său de a exista estetic și omenesc în același timp. Și cu plumbul acesta, câștigător la Bacovia, pentru că plumbul nu este câștigător, deși alchimiștii tot se străduiesc de nu știu câtă vreme, nu? Să facă din plumb aur. Facem trimitere în încheiere tot la Shakespeare. Mai am vreun minut? Nu, mă gândeam la Scânteii Galbeni. Putem face Scânteii Galbeni. Păi da, putem face, sigur că da. Aici este de acum un fenomen de frotaj stilistic, analizat tocmai de autoarea aceea pe care am pomenit-o eu, Laura Cheie, care, ca și la Georg Trakl, observă o alunecare, un frotaj de la cromatic în deosebire. De la negru, da? Carbonizate flori, ajunge la cenușiu, da? Flori de plumb. Apoi, sicrie negre, de la sicrie negre la sicrie de plumb. Și mai departe, la galben. Iar Bacovia spune limpede, plumbul ars este galben. Așadar, iată un traseu malefic, să zicem, din punct de vedere cromatic în universul acesta bacovian. Dar să fac ultima trimitere la Shakespeare, prin Bacovia. În Neguțătorul din Veneția, Porția, tânăra protagonistă a piesei, trebuie să primească un logodnic, un prinț. Dar prințul acela care se făcea vrednic de mâna ei trebuia să aleagă dintre trei lacre, trei cutii cu un secret. În unul din cele trei, sau în una din cele trei lacre, exista portretul ei. Acela era câștigător. Cele trei lacre erau una de aur, una de argint și alta de plumb. Toți cei care au venit să-i ceară mâna au ales, bineînțeles, fie plumbul, fie
argintul, fie aurul. Numai Bassanio, cel care o iubea cu adevărat, alege lacra de plumb. Și plumbul este cel câștigător. De aceea spun și eu că Bacovia este unul dintre marii câștigători ai vieții, ai ființei. De aceea Nichita Stănescu nu-l considera pesimist, ci unul dintre marii optimiști ai ființei noastre românești. Vă mulțumesc! Cred că Nichita spunea că este un antimioritic, nu? Dacă așa spune. A spus cel multe. Dar nu, despre Bacov. Da. Da. Bun. Acum, l-aș invita la cuvânt pe domnul profesor Scurtu, pe care îl consider un detectiv particular. Un detectiv particular care nu este angajat de nimeni. Tot ceea ce face, face pentru el, dar ne dă și nouă... Hei, bineînțeles că asta am vrut să spun, istoria literaturii, dacă ați așa. Și în ultimele cinci la un bar de șampanie. Ați găsit așa ceva în legătură cu asta? Da. Și după aceea, vă rog să vă spuneți ce mai aveți de spus. Stimată doamna Lucia. Ia. Membru corespondent al Stimată doamna Academician. Onorat auditoriu, este o mare plăcere să vorbesc în fața elevilor. 46 de ani am fost profesor și tot timpul m-am gândit cum aș putea să-i determin pe elevii mei să citească și mai ales să înțeleagă și peste toate acestea să iubească literatura națională în conexiunile cu literatura universală. Uneori am reușit, de multe ori n-am reușit. Oricum, am fost elevi care au fost student și profesor la Cambridge, la Harvard, la Sorbona și multe alte centre culturale ale Europei și ale lumii. Însă cu Bacovia lucrurile stau altfel. Bacovia a fost un mare solitar. Toate volumele, plachetele acele de versuri amintite aici, au fost editate de alții. El doar s-a uitat prin ele și așa dacă acordul, dacă să se tipărească sau nu. Volumul Plumb a fost întocmit de către Ion Pilat, Adrian Maniu și Horea Fortună. Acest volum manuscris se găsește la Biblioteca Academiei Române, vândut de familia Pilat. A fost recepționat acolo de un foarte bun bibliograf, Iulius Duducescu. Există și o semnare pe el. Doamna Bacovia, student fiind, m-a pus să fac fotografii după fiecare pagină. Am făcut fotografii după volumul Plumb, după manuscrisul volumului Plumb. Între manuscrise există anumite poezii decupate din presa literară și non-literară, dar în general din presa literară, care poartă semnăturile, corijerile făcute de Bacovia. De a recitit Bacovia și a dat acordul ca să se tipărească. La solicitarea lui domnului Călin, am publicat în 1981 un articol aici în Mateneu, George Bacovia, manuscrise și corecturi, în care descream acest manuscris. Așadar, pică chestia că Pilat. Pilat s-a ocupat. Pilat a fost cel care l-a ajutat, avea deschidere, era nepot de senator, el însuși a fost senator, Pilat avea altă deschidere, făcuse studii în străinătate, liceu și facultate le-a făcut la Paris, știa simbolismul, știa toate curentele literare foarte bine. Și l-a încadrat cum se cuvine. Și Pilat scria, medita, gusta literatura, era un foarte important scriitor despre care astăzi se scrie din ce în ce mai puțin, se muncește, se chinuiește Monica Pilat să facă ceva, dar parcă bate pasul pe loc și calcă de două ori în același loc. Fiecare cu soarta lui. Într-o vară la Văratec, doamna Valeria Sadoveanu mă întreabă, eu eram student, dragă, cum ți se pare ție faptul acesta că
Bacovia crește și Sadoveanu scade. Anton Holban crește și Sadoveanu scade, adică nu se citește, nu se reeditează. Hortense Papadabengescu ocupă, este reeditată și Sadoveanu. Simplu. E o altă percepție asupra operei literare, e o altă sensibilitate, e o altă generație de cititori. S-au săturat să citească tot Sadoveanu cu povești care nu se mai termină, care e foarte interesantă în povești, mai puțin în marile lui cărți, sau nu se mai citea Ionel Teodoreanu, mai ales după ce doamna Teodoreanu a scris o carte intitulată Ursitu, în care face impardonabilă greșeală menționând că de la un anumit timp paltonului se așeza în alt cui. Este de neiertat pentru soții de scriitor. Unii scriitori se pot întâmpla multe. Cum s-a întâmplat lui Blaga. La un moment dat Blaga a spus, doamna Blaga, dragă să știi, Lulule, dragă să știi că mă divorțez. Dar de ce? Am auzit că ai multe iubite aici în Cluj. La care Blaga n-a negat. Deci, da. Dar să știi că acele iubite mă predispun să scriu. Uite, din acest moment nu mai scriu deloc și mă las și de iubite. Și doamna Cornelia Blaga a stat 3 luni de zile uitându-se prin caiet când pleca Blaga la bibliotecă, că era simplu zilier la Biblioteca Centrală Universitară din Cluj, să vadă dacă a scris ceva sau a tradus ceva. Nimic nu mai scria Blaga. Și atunci doamna Cornelia Blaga, care terminase medicină la Viena, avea doctoratul în medicină, zice, Lulule, poți să scrii în continuare. Revenind la Bacovia, Bacovia a fost receptat, cum a spus domnul Constantin Călin, cu o anumită zgârcenie. Însă recenzia aceea despre care a amintit aici al lui Eugen Ciuchi a apărut într-o revistă foarte importantă, în revista Convorbiri Literare. Și în Convorbiri Literare pe atunci nu scria chiar oricine. Receptarea lui începe, de fapt, în 1926, când studenții lui Mihail Dragomirescu, de la, care făceau parte și din Institutul de Literatură, au luat în discuție comentarea, interpretarea și apariția acestei cărți neobișnuite. Și cine sunt cei care fac referate? Șerban Cioculescu, Vladimir Străinu, Pompiliu Constantinescu și câteva doamne și domnișoare de la, care aveau rang universitar de la Institutul de Istorie, de Institutul de Literatură al lui Mihail Dragomirescu. Dragomirescu, deși era obtuz la poezie, deși înțelegea foarte puține lucruri din poezia contemporană, așa, a salutat în Bacovia apariția unui sunet nou. Ba mai mult decât atât, avea o asistentă, Cora Valescu, care i-a încredințat o lucrare. A spus, dacă izbutești să faci lucrare despre Bacovia, ai trecut doctoratul la mine. N-ai izbutești să facă lucrare, a scris ceva despre Coșbuc. Bacovia a fost multă vreme deformat de școală. Cei care au elaborat curiculele, programele școlare, au introdus texte inadecvate vârstei, cum spunea și domnul Constantin Călin, doamna academician, texte care nu consună cu sensibilitatea generațiilor în devenirea lor. De aceea Bacovia a fost descoperit și impus de o generație de poeți. Îmi amintesc că domnul Alexandru Piru i-a încredințat o teză de doctorat lui Gheorghe Gurcu despre Bacovia și iubirea. Și domnul Piru a acceptat, lucrează, nu știu ce, și a susținut doctoratul și apare de lucrarea Bacovia, un antisentimental. Mi-a spus domnul Piru și dacă o făcea așa, dacă o scrie așa la doctorat, îl picam. Nu l-a picat, dar a făcut altfel. Însă generația scriitorilor 60-70 l-au descoperit pe Bacovia, l-au impus pe Bacovia și l-au simțit pe Bacovia ca pe un confrate mai în vârstă. E foarte important că posteritatea unui scriitor, în posteritatea un scriitor, este citit, recitit, reinterpretat de alte priviri, de alte sensibilități.
și este așezat acolo, de fapt, unde este locul. Așa cum spunea domnul profesor Codreanu, Bacov este unul dintre marii noștri poeți de factură intercontinentală. Vă mulțumesc! Domnul profesor Scurtu n-a vrut să răspundă la întrebarea dacă Bacov a fost fericit în momentul în care s-a căsătorit cu Agata. N-a fost fericit. Dacă a scris niciodată foarte puțin, să înțeleg că a iubit-o. Nu, nu a, n-a fost fericit niciodată. Spuneți așa într-una parte. Nu, nu, nu a fost. A, niciodată, la modul general, da. Vă mulțumim. Terminăm cu gluma aceea, da? Se duce unul la Socrate și îl întreabă, e bine să mă căsătoresc? Da. Orice ai face, vei regreta. Te vei căi. Așa este. Terminăm cu opiniile criticilor prin intervenția profesorului de la Piatra Neamț, cronicar literar, eseist în importante reviste ale țării, Adrian Geromila. Nu am pregătit o întrebare specială, dar poate, având în vedere că ne dă în liceu, poate ceva de receptare al lui în rândul elevilor, sau știu. Eu aș vrea să mă energez acum într-un fel de avocat al diavolului și să provoc la rândul pe specialiștii în Bacovia cu câteva chestiuni la care, dacă s-ar putea răspunde, aș fi foarte bucuros. În general, Bacovia e asimilat simbolismului, e predat la simbolism. Bacovia însuși s-a legitimat prin simbolism. Verlaine, Baudelaire sunt autori pomeniți în textele lui. Mă gândesc dacă nu cumva faptul ăsta e justificat de dorința literaturii române de a se lega de un curent care a schimbat fața literaturii europene și a literaturii moderne a secolului 20. Simțeam nevoia să ne legăm de un mare simbolist și să avem și noi o bornă acolo. Când publică Bacovia simbolismul european, se cam încheia, se începeau experimentele moderniste și avangardiste. La noi toate sunt decalate. Bun, deci dacă ne raportăm la literatura europeană, Bacovia e un simbolist, dar dacă îl privim în interiorul literaturii române, mă gândesc dacă nu cumva el e mai degrabă un neoromantic decât un simbolist, apropo de primul poet original de după Eminescu, înaintea lui Argheze și a lui Barbu și a celorlalți. Tot ceea ce Eminescu face în mod elaborat, în mod arborescent, ramificat la nivelul limbajului, Bacovia o spune tăios, o spune paratactic, o spune esențializat și suferința lui Eminescu e dusă de Bacovia până la capăt, tanatologia lui Eminescu e dusă de Bacovia până la capăt. Așadar, dacă nu cumva în interiorul literaturii române Bacovia e mai degrabă un neoromantic, asta dacă nu cumva simbolismul însuși e o formă de neoromantism specifică sfârșitului de secolul XIX, începutului de secolul XX. O a doua chestiune e aceea a constanței de ton, de feeling a lui Bacovia. S-a spus aici la un moment dat că Bacovia din primele texte nu e același cu Bacovia din ultimele. Eu aș zice mai degrabă că schimbările sunt insesizabile. Bacovia e foarte constant, are un sound recognoscibil de la Plumb din 1916 până la ultimele volume. Se poate recunoaște ușor, se poate spune foarte ușor asta e din Bacovia sau asta parcă e din Bacovia. Și dacă nu cumva această constanță, această formă de autism, până la urmă autismul se poate defini ca un fel de prizonierat în propria lume, dacă nu cumva refuzul acesta al lui Bacovia de a ieși din propria lume, de a rămâne constant în imaginar și în formulă până la ultimele volume cu foarte mulți schimbări, e o formă de manierism, mai degrabă și dacă nu cumva din punct de vedere estetic lucrul ăsta e riscant. Despre Eminescu se poate spune că Eminescu din 1870 nu seamănă cu Eminescu de 1880 și de după aceea, dar Bacovia cred că e aproximativ același și în primele și în ultimele volume. M-ați provocat să spun ceva despre Bacovia în liceu. Să știți că sunt două lucruri care se contrazic. Avea dreptate domnul Călin când spunea că textele propuse în programa școlară nu sunt niște texte foarte foarte atractive, foarte ofertante pentru orizontul unor tineri de astăzi, pe de o parte, în cazul în care mai putem vorbi din orizont al tinerilor de astăzi, poezia e un gen din ce în ce mai puțin frecventat și mai puțin înțeles.
De cealaltă parte, pentru cei cu un anumit tip de, de perspectivă, Bacovia place. Place modul ăsta lui de a, de a numi direct lucrurile, de a șoca, de a desena cadavrele pe străzi, de a numi, corpurile în descompunere, de a teoretiza tristeța în mod atât de, direct și de uneori lipsit de, îmbrăcăminte retorică. E și nu e receptată Bacovia în liceu așa cum, ar trebui. În puține cazuri, da? În cele mai multe, nu. Dar mă întreb, având în vedere autismul lui, dacă ar exista vreun text de Bacovia prin care să, să-i putem atrage din prima pe cei care îl înțeleg greu și pe, și pe Eminescu, de pildă, în textele sale de mai târziu. Pentru a termina cu prezidiul, i-aș da cuvântul poetului Robert Șerban, poet, dar în același timp îndrumă și destinele editurii Brumar. Vine de la Timișoara, de foarte de departe. Îi mulțumim că a venit până aici. Îmi amintesc că acum 38 de ani, exact pe 21 octombrie, eu plecam în Timișoara, am făcut 34 de ore, eram încorporat. M-am legat foarte mult de acest oraș și de fiecare dată când vorbesc cu el sau mai corespondăm sau de la Timișoara, mă gândesc cu drag și la Robert Șerban, un poet cu totul, aparte. Îl rugam să ne spună ceva despre Bacovia. Nu știu ce ar putea să... Ar fi trebuit să-l întreb de dinainte, ca să știu ce să-l întreb. În primul rând vă spun bună ziua și mulțumesc. Sunt onorat să fiu aici și să vă transmit salutul orașului în care trăiesc. Nu în care m-am născut, dar oraș care m-a adoptat. De data am făcut, eu am făcut mai puțin, am făcut 8 ore. Mă întreba un prieten cum a fost drumul, am venit cu mașină, zic, nu știu, că nu l-am văzut. Am venit foarte repede ca să ajung, fiind pentru prima dată la Bacău. Și sunt bucuros mai ales de contextul ăsta extraordinar, într-o sală plină cu oameni tineri, care, iată, sunt atenți la o poveste despre un mare poet român. N-am venit cu mâna goală, s-au discutat aici despre modul în care e receptată destul de slab poezia română în Occident și dacă avem ceva de export în literatura română, nu că sunt poeți și trag spuza pe turda mea, dar poezia, într-adevăr, e de departe, să spun așa, produsul de export prin excelența literaturii. Nu vin cu mâna goală, vin cu o traducere din Bacovia, care a apărut recent în Serbia, la Belgrad. Îi aparține poetului Adam Pustoici, într-o colecție minunată care se cheamă Prietenii români. Nu e prima traducere a lui Adam pe care o face în limba sârbă. Sunt, cred că, peste 100 de cărți pe care le-a publicat de-a lungul timpului. Nu e prima traducere din Bacovia pe care o face Adam. Prima a apărut sub numele Plumb. Asta a apărut sub Lacustră, sub numele de Lacustră, această antologie. Ea se deschide cu un text pe care povestea Adam Pustoici că l-a comandat lui Nichita Stănescu, despre Nichita Stănescu. Prefața acestei antologii îi aparține lui Nichita Stănescu, poet care s-a discutat aici, susține că de fapt Bacovia n-a fost un simbolist, ba din potriva, a fost orice numai simbolist, simbolist, nu? Adam Pustoici pe textul lui Nichita Stănescu, pentru că vă spun ca om care circul destul de des în Serbia și am legături cu lumea literară de acolo, Nichita Stănescu e o vedetă în literatura sârbă și lumea literară din Serbia. Și dacă există vreo literatură cu care literatura română are, cred, cele mai cordiale, ca să folosesc un cuvânt așa diplomatic, cele mai cordiale relații, literatura sârbă. Există o mulțime de corespondențe și cel puțin din punct de vedere al poeziei care se scrie literat pe poezia sârbă e absolut extraordinară. Citesc poezie de limbă sârbă, citesc încă în sârbește, sunt formidabili. Și am recitit Bacovia din perspectiva antologatorului, a lui Adam Pustoici, acum vreo 3 seri, zic, hai să văd ce a ales Adam din Bacovia, și am avut o revelație pe care n-am avut-o niciodată. Eu am trăit într-un fel de cult al lui Bacovia, tatăl meu e scriitor, și în anii 80, la jumătatea anilor 80, a apărut o ediție bibliofilă din Plumb. Nu mai știu exact când, s-ar putea în 86, poate mă ajutați. În 81 a fost Bulpescu. Exact, în 81. Ei bine, acea ediție din Plumb era în vitrina, într-una dintre vitrinele bibliotecii noastre de acasă. Tata mi-a interzis să o citesc, mi-a zis, avem Plumb separat, zice, dacă vrei să te uiți în ea să vezi ce frumoasă e. Bine, dar zice, nu pune mânuța că o murdărești. Și
tot timpul sub nasul meu de copil, apoi de adolescent și de om mare, era această carte superbă cu violet, cu un plumb deschis și l-am îndrăgit pe Bacovia, însă nu m-am putut apropia de el pentru că era un poet greu, așa îl percepeam atunci. L-am citit la 20 de ani de capul al fine pentru că treneasem armata, aveam o jumătate de an vacanță și am citit poezia importantă atunci. La fel mi s-a părut a fi un ins cu care, deși ca orice tânăr scriam întunecat și eram de esență mortoară, Bacovia nu m-a atras. E bine, recitindu-l acum, a avut o revelație despre care am vorbit lui Mircea Mihăiș o jumătate de oră, am întâlnit în redacția Orizont și spune-ți, l-am recitit pe Bacovia. Ce poet luminos e! E un poet formidabil. E un poet care lucrează, ca să facă o paralelă, în acuarelă. Nu lucrează în ulei, nu lucrează viscos, lucrează transparent, aproape evanescent. Chiar dacă folosește culori închise, emană luminozitate. E un poet care are temperatură înaltă, nu e teluric. Mi s-a părut, din potrivă, mi s-a părut ludic. Are ironie, are autoironie. Am rămas surprins și am povestit lui Mihăiș, așa, care se uita la mine oarecum contrariat, iar după o jumătate de oră în care eu îi spuneam de această revelație, îmi spune, formidabil, zice, ce spui tu, a scris Lucian Raicu în urmă cu vreo câțiva ani și spune exact același. E cel mai frumos text ca interpretarea lui Raicu. Cum? E cel mai frumos text ca interpretarea lui Raicu. Dar zice, e foarte bine, zice, uite că sunteți doi care credeți chestia asta. Prin urmare, și eu cred că s-ar putea pleda dintr-o perspectivă ca asta. Eu am făcut-o pe cont propriu și independent, nu știam textul lui Raicu, independent de un mare comentator de poezie care a fost Lucian Raicu și mă bucur că iată un timișorean, că tot am vorbit, s-a invocat aici numele familiei Pantea, o familie de intelectuali în Timișoara, profesorul Cheie, specialist în Eminescu și în literatură română. Laura Cheie a fost lector la Viena, a predat literatură română pentru studenții austrieci, nu doar austrieci, care erau interesați să vorbească și să cunoască literatura română și a făcut-o minunat. Vasile Popovici este un apropiat al lui, Lucian Raicu. Lucian Raicu, despre care vă povesteam, care are un eseu splendid despre cât de luminos este acest poet. Și cred că poate, dragă Adrian, că tu începi cu liceul, profesorii de mai târziu la facultate, poate că asta e o perspectivă prin care, cred, Bacovia ar putea fi redescoperit și redimensionat până la urmă ca un mare poet de o luminozitate formidabilă și nu neapărat un om întunecat, deși viața lui n-a fost deloc simplă. Sunt fericit că sunt aici, vă mulțumesc foarte mult și mă bucur să vă salut. Ce înseamnă să plagiezi fără să-ți dai seama? Deja avem primele reacții. Deja avem primele reacții din partea poetei Ileana Mărâncelă. Mă bucur că am amintit de Raicu. Eu cred că în privința interpretării, o interpretare scurtă, dar poate cea mai frumoasă din câte există. Deși există cărți frumoase al Caraion, există al Petrodan, există cărți frumoase. Dar Raicu spune foarte mult în mai puține cuvinte. El zice că pentru a înțelege Bacovia nu trebuie neapărat să pleci de la plumb. Și el pleacă de la versurile, singur să mă pierd în lume, neștiu de nimeni, altele greu pe pământ. Și zice că, de fapt, avea dorințe foarte omenești, să scape de tracasare. Adică, la nivel uman, era ca toți oamenii, vrea să scape de tracasare. Și spune că, de fapt, Bacovia e viu și va rămâne viu, pentru că niciodată n-a fost elucidat. Întotdeauna este așa, pe muche de cuțit. Se mai găsește un critic care spune ceva împotrivă și iar o luăm de la capăt. Și în privința asta trebuie amintit că Șerban Cioculescu, care avea o influență mai mare decât criticii care au scris de bine, spunea că, de fapt, Bacovia este un caz neelucidat, pentru că era un băiat vesel care cânta la vioară, dansa, desena, dar scria poezie tristă, fiindcă așa era moda. Și că acest caz a trebuit dat pe mâna unei echipe de sociologi, de psihiatri, de... Și atunci am intrat în conflict cu bătrânul mare, de biograf al lui Caragiale, și am zis, dar de ce nu și pe mâna unor procurori? Era, asta era prin 80. Acum ar fi fost luat în serios propunerea mea. Deci, din ce spune Raicu, mie nu mi se pare că spune că e vesel. Spune că trebuie plecat și de la lucrurile foarte omenești. Spune că trebuie plecat de la lucruri umane. Dar povestea asta cu faptul că e ținut viu pentru că este neelucidat până la capăt, că mereu se găsește un domn
Șerban Săculescu, care spune, stai că nu-i chiar așa, un domn Eugen Simion, care spune, da, da, biografia lui, cine știe care e biografia interioară a marelui poet? Și de când un poet gândește numai în funcție de biografia lui și nu de biografia general umană, de condiția umană, adică a-l reduce la propria biografie este prea puțin și fac bine cei care s-au ocupat din perspectiva biografiei, dar au ajuns mai departe și iar fac trimitere la cei de față. Dar și la Lucian Raicu, pe care mă bucur că l-ați invocat, pentru că este moldovean ca și noi, a scris o superbă carte, Gogol sau Fantasticul Banalității, și se vede și în ceea ce spune despre Bacovia că există un fantastic și în banalitatea de la care pleacă Bacovia. E greu să-l vezi de un curent, pentru că Bacovia însuși spunea că el scrie așa cum vorbește și este foarte adevărat. Nu poate fi legat de niciun curent și a dorit să scrie așa cum vorbește, așa cum este el. L-aș invita să ne spună ceva pe Ovidiu Dunăreanu. Este un prozator care vine de la Marea Neagră. Dunăreanu este un pseudonim, pentru că el este născut la Ostrov, o regiune foarte frumoasă. Îl cunosc foarte bine, este prieten de-al meu și știu cât de mult iubește acest spațiu. Îi cunoaște ca nimeni altul mitologia întregului spațiu dobrogean, iar proza sa chiar pe acest fapt se axează, pe această întâmplare frumoasă, că el este de la Dunăre. Vede ceva mitic, vede ceva arhaic în ceea ce a făcut, în ceea ce a scris, în structura interioară a lui Bacovia, sau poate un simplu gând despre Bacovia. Doamnelor și domnilor, să fiu un rezonanță cu profesorul Vasile Spiridon, vă spun, cum se spunea încă de la începutul secolului trecut, gânduri bune de la mare. Aceste gânduri bune de la mare apăreau pe cărțile poștale extraordinare pe care le trimiteau toți românii spre țară, familiei, după ce vizitau Dobrogea și Constanța. Despre Bacovia, un gând. Toți dintre noi ne-am întâlnit într-un moment cu opera lui Bacovia. Eu sunt unul dintre oamenii care pot să certific autenticitatea celor spuse de cei trei profesori de dinainte, că Bacovia, în cărțile de citire de limba română, cu poezia plumb, a fost inadecvat băgat. Și am să vă explic de ce. În anii 65 până în 71, a fost așa o supapă, o ușoară deschidere. Să nu exagerăm, n-a fost o libertate și deschidere totală a regimului comunist către valorile culturii și literaturii române, ci au lăsat așa o ușă crăpată, dar care mă face să mă gândesc acum că era poate chiar un experiment să vadă cum reacționează intelectualitatea românească. În 65, 66, 67, în manualul de limba și literatura română, ne-am trezit la ore, fiind elev al unui liceu dintr-un mediu rural, care avea acces mai puțin la o bibliotecă și la profesori excelenți, însă aveam o profesoară de română care, la începutul anului a venit și zice, scoateți cărțile de limba și literatura română pe masă și un creion și începeți să tăiați. Vă rog să tăiați pe Valeriu Emilian Galan. L-am tăiat. Vă rog să-l tăiați pe Titus Popovici, cu setea. L-am tăiat. Și din cartea aceea de literatură română, spre bucuria noastră care urma să dăm un bacalaureat peste un an în clasa 11-a, ne-am trezit cu câteva vârfuri și cu câțiva autori pe care i-am făcut. Între aceștia se afla și George Bacovia, cu poezia plumb. Iertați-mă, a fost greu de înțeles simbolistica acestui extraordinar poem al literaturii române și al lui George Bacovia. De-abia mai târziu, la facultate, peste 2-3 ani, l-am descoperit pe Blagat, care fusese adus și el în actualitate. Ceea ce n-am înțeles atunci, am înțeles mai târziu,
că, în sfârșit, prin gestul acela de cuprindere a lui Bacovia în manualul de literatură, George Bacovia își căpăta locul în cartea de citire a neamului, între cei câțiva cinci oameni importanți, între cele câteva cinci vârfuri ale literaturii române. Am participat și vreau să spun că nu este puțin lucru ca un autor de talia lui, care a vorbit despre singurătatea ființei umane și deșertăciunea, într-un fel, a condiției acesteia, să faci poezie nu este chiar atât de la înălțimea pe care a făcut-o George Bacovia. Aici este marea originalitate a lui. Am fost invitat la Festivalul George Bacovia acum 2 ani, chiar în această sală. M-am simțit excelent și vreau să vă spun că se urmează un gest de mare spiritualitate, acela de a păstra imaginea și opera lui Bacovia în actualitate pentru toate generațiile care vin. Iertați-mă, ce n-am dat noi cei din Dobrogea să avem un George Bacovia? Am putea face mult mai mult în marginea aceea de lume în care partea de literatură este mai puțin ieșită în față. Avem, în schimb, din antichitate, un mare poet, Ovidiu, cu care nu am știut să facem absolut nimic. Panaia Cerna există un festival atunci. Partea aceasta cu Ovidiu, dacă era pe mâna unor alți oameni, ar fi făcut un brand cultural, spiritual, intelectual, extraordinar la Constanța. Pentru la anul se anunță un an Ovidiu în care, mă rog, administrația va face ceva pentru momentul acesta. Dar să revenim la Bacovia, de ce să nu recunoaștem? L-am simțit întotdeauna în sufletul meu, mai ales așa cum a remarcat eminenții profesori dinainte, în momentele acestea în care te apropii de Bacău și începi să simți o altfel de lume decât cea de dincolo de Dunăre, o lume luminoasă care te trimite la superficialitate, te trimite tot timpul spre chestiile astea ușor dionisiace. Aici este o lume mai interiorizată, un lucru care spune ca o ștanță, o amprentă specială pentru această lume, peste acest oraș, iar Bacău arată excelent și anul acesta, reîntâlnindu-mă cu el. Vă mulțumesc! Știu din biografia lui Ovidiu Dunăreanu că a făcut chiar armata aici, la Bacău. O concentrare am făcut. A, concentrare. Deci, știai concentrat aici? Deci, am avut șansa în perioada acelei concentrări să bat toți goclaurii din împrejurim. Cazarma, despre care vorbea Bacovia. Mai avem în sală pe doamna profesoară Elena Bulaia, a predat mulți ani aici la noi literatura franceză și l-a și tradus pe Bacovia în franceză. Aș ruga să ne spună ceva, este, acum o invit, că nu n-am vorbit cu nimic cu ea înainte. Ne puteți spune ceva din experiența de traducătoare a lui Bacovia sau altceva? Puteți, dacă vreți, să veniți mai aproape ca să fiți văzută și la... Nu văzută, auzită. Nu pentru a fi văzută neapărat, ci pentru a fi auzită. Pentru... Mă las bine pregătite și în faza acestei elite de specialiști cresc niște emoții. Dar am să îndrăznesc să spun câteva cuvinte, exact cum am spus, pentru că am încercat și eu să trăiam pe Bacovia. Am și publicat poeme. Vă spun că această operațiune de traducere a oricărui scriitor, dar mai de seama a poeților, este o încercare la care nu există multă lume, nu traducător, dar chiar și scriitor. Cu studenții mei am lucrat în universitate 40 de ani, descopeream și atunci când încep să desfaci textul și să-l pricep întâi ca să poți să-l translezi într-un alt cod, când încep să-l analizezi, găsești
vă spun cu sinceritate și fără să acuz pe nimeni, multe greșeli. Puține texte sunt și în proză care rezistă în totalitate traducerii, fără să găsești greșeli de logică sau nu. Mi-aduc aminte că Geo Boxa era extraordinar. Ana Blandiana era extraordinară în poemele, în proză. Nici o scăpare. Bacovia este foarte greu de tradus. E foarte superficial să spui, așa cum rămân unii deasupra, doar la o lectură din aceasta, care nu înseamnă nimic, a, niște versuri. Copacii albi, copacii negri, cu pene albe, pene negri. Din, tot așa cum se spune și cum îndrăznesc unii să spună despre Eminescu, a fost odată ca în povești, a fost ca niciodată, fără să ajungă la ideea că aceasta este o sinteză extraordinară a unui proces extrem de complicat, de lectură imensă, enciclopedică, de analiză și apoi de sinteză și de redare, așa cum s-a spus aici, prin propriul talent și geniu a unei idei. A unei idei. Vreau să vă spun că ce am constatat la Bacovia este atomizarea cuvintelor. Eu sunt și lingvistă. Semantician asta am făcut și semiotic. Asta înseamnă că cuvintele solitare câștigă toată polisemia pe care o găsim într-o intrare în dicționar, explicativă într-un dicționar. Aceste cuvinte atomizate, când sunt așezate unele lângă altele, devin o problemă pentru că trebuie să găsești, așa, legătura aceea între ele, pentru că o legătură există. Legătura aceea trebuie să o refaci cunoscând foarte bine pe emițător, pe cel care a scris poezia. Și mie mi se pare că această atomizare a cuvintelor la Bacovia este expresia unei solitudini structurale a omului Bacovia. Mie nu-mi place să leg biografia și iertați-mă dumneavoastră că aici aveți o plajă de cunoaștere extraordinară a poeziei. Dar în general nu-mi place să leg din biografia scriitorilor, să exploatez biografia scriitorilor, să o scot în față, poeți sau scriitori, așa, oricând și oricum. Mi se par importante momentele care sunt determinante pentru creație. Poți să legi, iată, acest eveniment din viața personală a influențat, știu eu, scrierea, compoziția, muzica, exact accentul cu tare. Dar, în rest, nu-mi place acest amestec. Dar aici, ca o idee pe care pot să o prezint, este că atomizarea cuvintelor din poeziile sale exprimă esența personalității sale. A fost un solitar, un mare solitar. Nu ține dacă a fost fericit sau nu a fost fericit, astea sunt superflue toate aceste întrebări. Ce înseamnă fericirea? Ajungem la altceva. Dar nu știu cum să vă spun, a fost o esență a solitudinii în acest om. Și eu, fără, păstrând proporțiile, bineînțeles, aș aminti de Baudelaire, nu este, nu știu eu cea care face legătura, dar așa cum disconfortul în care a trăit, disconfortul exterior în care a trăit Bacovia a accentuat, poate, această acest dat al ființii sale, așa cum Baudelaire a extras în poezia sa florile răului din existența, sublimând existența, și Bacovia a extras poezia din acest disconfort, poate, din exterior, dar care i-a accentuat sentimentul de solitudine
Iar eu nu găsesc că este un om, că este un poet trist. Bine, mi s-ar părea sadic ca Ritica să înceapă să exalte, știu eu, nu știu ce calități și să vorbim într-un mod entuziast de plânsul bacovian. Mi s-ar părea un sadism să-l analizăm în felul acesta, dar este un foarte fin analist al esenței umane. Omul este solidar. Omul este un însingurat. Omul rămâne cu el însuși în momentele cele mai grele din viață. Și revenind, mi se pare un mare talent. De aceea cred că de generațiile tinere, intuitiv, îl percep și îl receptează mai ușor pe Bacovia decât pe mulți alți poeți mai elaborați. Există o cale de comunicare în aceasta intuitivă mult mai directă, dar asta nu înseamnă că poetul a creat în mod facil sau că a elaborat o poezie la îndemâna tuturor. Traducerea poeziei este grea pentru că și prozodia bacoviană este complicată și are, ca să traduci poezia, trebuie să respecti, să nu fii trădător nici față de autor, nici față de cititor, ești o interfață care trebuie să fie transparentă și prozodia este greu de realizat. Foarte greu de realizat, în coduri diferite. Vreau să vă spun doar atât și cu asta închei, ca să nu vorbesc prea mult și prea, știu eu, legat de exact munca traducătorului specific. Sesizezi o metaforă, stai, o meditezi, te gândești la ea, te uiți în câte cuvinte, dacă este într-un singur cuvânt, dacă este în două cuvinte, în ce ritm, în câte picioare, în ce fel de rimă și așa mai departe. Numeri vocalele, numeri consoanele, dacă vrei să faci un lucru cu temei, o traducere serioasă, că altminte există, din păcate, foarte mulți copaci tăiați în țara asta, degeaba. Nu numai de cei care îi vând, dar și pentru gândindu-ne la hârtia care se consumă degeaba. Totuși, este o încercare și o provocare extraordinară și mă gândesc că aici sunt studenți tineri, dacă cineva este tentat să o facă, să încerce și să nu se dea bătut, așa cum spune și doamna noastră academician, Ileana Mălânceu, pe care o salut cu mare drag, deodată de la distanță. Aș avea o scurtă întrebare pentru domnul profesor Piscop, domnul Piscop. Cum se face că paharul cu grabă a poeziei George Bacovia a fost de cititorului, deși e de un lucru anual? Acesta a dat acasă de regula de curare stomă. A doua, scuzați. Cam de tot dată mi se gândăm ca în acea poate, deși e adevărat, se gândă acum acest lucru. Distins auditoriu, mă simt onorat pentru faptul că moderatorul acțiunii de astăzi a venit și la mine să ne ofere cuvântul și am trecut în a cita cea de-a treia, cea de-a doua carte pe care am scris-o Bacovia din IV, începând cu aceea din 1971, lansată cu ocazia primului festival, Biobibliografia Bacovia, un festival despre care am mai scris și care este într-adevăr un eveniment istoric, aș spune, în literatura română. Niciodată, poate până astăzi, nicăieri, un poet, un scriitor nu a mai fost sărbătorit cu atâta fast, așa cum s-a întâmplat atunci, între 30 septembrie și 3 octombrie, timp de 4 zile, la Bacău, la prima ediție a festivalului Bacovia. Dar, așa cum am spus odată într-o
recenzii la Ateneu, intitulată Război în timp de pace. A fost un război în timp de pace în România de mai mult timp, poate de prin 1920 încoace, poate după primul război mondial, între diferite forțe patriotice, naționaliste și alții care nu voiau și nu vedeau cu ochii buni ascensiunea literaturii române și audiența de care se bucurau unii scritori. Așa s-a întâmplat și în 1971, nu se știe prea mult, nu s-a spus prea multe, dar atunci, în prima noapte, orașul era într-adevăr, cum a spus aici și doamna Carmen, papazată, frumos, cu citate din Bacovia și nu cu citate oarecare, ci unele care simțeai că fac aluzie, de fapt, la sistemul comunist, la dictatură, deci care erau alese din Bacovia pentru a se opune dictaturii. Și, poate nu întâmplător, și în noaptea aceea, la București, conducătorii României de atunci s-au întrunit și fiind, cum spuneam, un război, fiind două tabere, au învins până la urmă dușmanii românismului și a literaturii române și la două noaptea s-a dat telefon la Bacău să fie scoase de pe stâlp și din oraș citatele respective. Era o ploaie torențială și cei care s-au ocupat de asta încă sunt în viață și povestesc și acum ce s-a întâmplat de atunci. A fost o paranteză. Aș fi vrut să revin, fiindcă tot ne referim la epoca aceasta, la epoca de aur, începută după 1965, când s-a întâmplat într-adevăr o adevărată revoluție în domeniul social, politic și implicit cultural, literar. Spunea domnul Dunăreanu despre faptul că atunci în manuale s-a revenit asupra lui Bacovia. Aș vrea să fac doar o precizare de ordin bibliografic. Bacovia a fost prezent în manualele de liceu încă din 1935. Am trimis la Ateneu recent un studiu Bacovia în programe și manuale școlare. El însă a fost studiat mai întâi în universități, mai întâi la Universitatea din Cluj, datorită lui George Bogdan Duic, apoi și la București, cum s-a spus aici, cu Dragomirescu, cu Caracostea, la seminariile de literatură. Dar ca să revin, atunci în anii aceia a fost de fapt triumful lui Bacovia, s-au scris și mai multe cărți despre Bacovia, zeci și sute poate de articole în presa literară, iar în manuale Bacovia a avut un spațiu poate excedentar, vreo 17 pagini erau la un moment dat în manualul de literatură de clasa 11 despre Bacovia, apoi s-au redus, s-a revenit la normal. Dar vreau să spun, părerea mea este că nu a fost doar o încercare, doar un test, așa cum spuneați dumneavoastră, a fost o deschidere autentică în acea epocă, dovadă că Bacovia, cum spuneam, a fost receptată. În momentul morții sale, în 1957, nu se scrisese, nu apăruse cel puțin în România nicio carte, niciun studiu critic în volum despre Bacovia. Bacovia însuși, în divagări utile, spune la un moment dat, regretă faptul că nu există nicio carte despre el, așa cum erau despre ceilalți mari poeți, despre Arghezi, Blaga și Barbu, și a murit cu această mâhnire în suflet că nu a apărut în România niciun studiu critic despre el. Am mai avut o mâhnire, ca să fac iarăși o paranteză, aceea că nu a reușit să scrie un roman adevărat. El considera că, de fapt, un scriitor înseamnă, este sinonim cu un romancier. Dacă nu scrii un roman cu acțiune, nu cu personaje, etc., un roman de factură clasică, nu e scriitor adevărat. A încercat niște romane lirice, le-a spus el. Am scris aici, în cartea aceasta, ieșită recent de sub tipar, Prozatorul Bacovia, am scris despre proza sa artistică, despre romanele sale, despre poemele în proză, adunate de Agata încă în 1926, în volumașul Bucăți de noapte, dar și despre proza sa neartistică, despre interviuri, despre articole, despre alocuțiuni. Bineînțeles, scrisese și domnul Călin în prealabil, în cele două volume din dosarul Bacovia, fiindcă, așa cum s-a spus aici, domnul Călin, care mi-a fost și profesor și datorită domniei sale am debutat la Ateneu cândva, este
pacovianologul numărul 1, antitră a lui în literatura noastră, în critica noastră și istoria literară. Este a patra carte, cum spuneam, și domnul profesor a făcut aici aluzie la Paharul cu otravă, a doua carte pe care am scris-o despre Bacovia, în 1998 am tipărit-o, cu o prefață de Daniel Dimitriu de la Iași, care iarăși a fost pomenit aici, autor a două cărți despre Bacovia. Am intitulat-o așa, fiindcă în obsedantul deceniu, în perioada aceea, 1948-55, când Bacovia, Argheze, în primul rând, Blaga, Barbu, dar și Bacovia, practic au fost scoși din literatură, deși unii spun că n-a fost interzis, dar practic dacă nu, n-am mai avut voie să publice nimic și nici nu s-a mai scris nimic despre el, practic a fost scos și el din literatură împreună cu mulți alți scriitori și s-a încercat atunci și Agata Bacovia să editeze un volum de poezia lui de Bacovia. S-a dus la Editura pentru Literatură, singura editură care exista în țară cu profilul acesta. Director era poetul Alexandru Toma, care a spus la un moment dat că atât cât voi trăi eu, paharul cu otravă al poeziei lui Bacovia nu va ajunge la buzele cititorilor. Am preluat sintagma aceasta și am dat titlul volumului, care se subintitulează Adevăr și legendă, parcă adevăr și ficțiune despre destinul lui Bacovia, cu accent pe destinul poetului în perioada aceea, pe care m-ar impreza anumit obsedantul deceniu, din care în prealabil publicasem și niște articole, niște fragmente în revista Ateneu, datorită domnului Călin. În fine, cartea ar trebui revăzută, poate o să fac cu alte ocazii, fiindcă mai am câteva cărți gata pentru tipar. Una se cheamă Bătălia pentru Bacovia, da? despre receptarea lui Bacovia, dar că până atunci o să apară în mod sigur volumul 3 din dosarul Bacovia domnului Călin, intitulat Triumful unui marginal, care se referă tocmai la felul cum a fost receptat Bacovia în literatura română. Am un volum tot gata pentru tipar despre receptarea didactică, Bacovia în școală și cu diferite lucruri care s-au spus aici despre faptul că unele texte n-ar fi adecvate. După părerea mea, cel mai adecvat ca să se înceapă studiul lui Bacovia în liceu este Poezia Decembrie. Am făcut un comentariu amplu, zic eu, al ei și interesant și sper să-l public în curând. Și multe alte lucruri despre Bacovia și despre viața sa, cu caracter polemic, aș zice, fiindcă eu, de exemplu, nu sunt de părere că el a fost un martir al existenței, că a trăit în disconfort, așa cum s-a spus acum aici. Dimpotrivă, a fost un norocos, ca și Eminescu, ca și Alexandrii, era de fapt descendent din vechi familii boierești, atât după tată cât și după mamă, tatăl din... descindea din familia cronicarului Mustea, mama din Pârcălabul, Lanca, care era trecută în arhondologia Moldovei, a avut posibilități financiare, a fost întreținut de familie până la 31 de ani, când și-a luat licența și chiar și pe urmă în unele perioade, dar am extras din biografia sa și m-a impresionat cât de mult l-a ajutat soarta, parcă a fost așa un destin programat, favorabil, aș spune. Mereu a primit, a avut și servicii, a avut premii. Drepturi de autor, premii, ajutoare, bănești, așa mai departe. Moștenit, toate venite așa periodic și în număr foarte mare și în cuantum foarte important, ceea ce i-au asigurat o existență confortabilă, aș spune, și voi demonstra asta curând într-un articol, de exemplu, chiar înainte vom afla, de a publica al doilea volum. Mai sunt și alții. Sigur că da. Mulțumim, doamne profesor. Premiile alea le lua pentru că le merita. Le merita, într-adevăr, dar... Da. Le merita. La fundație și la... Mulțumim.
în încheierea intervențiilor, l-aș ruga pe prozatorul Valentin Talparadu de la Iași să ne spună câteva gânduri de adresare. În același timp a venit și aici ca redactor al postului de radio Iași și am rugămintea să nu-și dea intervenția pe post. Da. Bine v-am găsit, îi spun prietenului Vasile Spiridon că nu am fost niciodată cenzurat și nu voi fi nici acum, astfel încât, încât termenul de academician va fi transmis doamna Elena Mălăncioi, așa, așa cum a fost spus din tot sufletul. Și vă promit să profit din plin de următoarele 25 de minute care mi-au fost puse la dispoziție, domnul Vasile. Mă rog, așa că, cu îngăduința dumneavoastră, dar câteva flash-uri, vedeți? Pentru George Bacovia eu am un loc special. De ce? Pentru că el mi-a schimbat, fără niciun fel de exagerare, macazul biografic. Și aceasta s-a întâmplat în clasa a noua. În clasa a noua, când m-am confruntat pentru prima dată cu un monstru sacru al liceului. Era celebrul profesor Costin Merișca, pusese studentului George Călinescu, trecuse prin filtrul câteva închisori, din rațiuni politice, nu avea acces la învățământul superior la universitate din același motiv. Cel care m-a lăsat să intru așa într-o nișă mai puțin cunoscută a bibliotecii sale și se știa că cea mai mare notă luată vreodată la profesorul Costin Merișca era un 7, pe care îl luase un foarte ilustru absolvent al liceului care ajunsese probabil inginer. În clasa a noua eu veneam deja cu un bagaj, să zicem, limitat de literatură, de poetică, de poezie. Pe raftul de sus era atunci Labiș. E bine, la prima lucrare, la prima teză, un text la prima vedere, bineînțeles, din Bacovia. Și o săptămână după aceea am avut obsesia acelui corp care traversează diametral. Nu știu ce s-a întâmplat atunci, ce declic s-a produs în mintea mea de adolescent. N-aveam decât niște, vă dați seama, niște rudimente critice cu care o puteam opera într-un text la prima vedere. Bun, am scris ce am scris, nu știu, ca într-o transă, poate. Și surprins. Sigur, se era un ritual când veneau tezele, începea cu nota cea mai mare și mergea până la caracudă. Și prima notă, 7, o colegă care nu spunea mare nimic, sau mă rog, nu arăta nimic. Și au continuat recitalul, 7, 6, 5, 4, 3, după aia m-am albit când am ajuns la 3. Zic, nici măcar atât nu se poate, numai că am scris, am scris, citesc, ulei. Și în sfârșit anunț, avem totuși o teză de 10. Am fost undeva în pragul leșinului. Teză care a fost citită, a fost și diabolică atunci profesor, a fost citită în câteva clase. Încât aura lui Valentin Talpalar, un pârlit de elev din clasa a noua, s-a răspândit în tot liceul. M-a luat de urechi și m-a dus la Cenaclu, în redacția revistei liceului și așa mai departe. De ce spun că mi-a schimbat macazul? Pentru că în clasa a noua eram cel mai bun elev la fizică și matematică. În momentul în care profesorul de matematică a aflat că am optat pentru secțiunea umană, a luat catalogul și l-a zvârtit până în ultima bancă, l-a făcut praf și zop. Deșteptule, literatură puteai să faci oriunde. Întâi existența, un inginer bun, una câștigă bine, are un post bun. O să vezi tu cum o să frămânți tu noroaiele. L-am frământat parțial. Deci aceea a fost primul contact cu Bacovia. De-aia spun că probabil mi-a schimbat. L-am descoperit mult mai târziu. Din fericire nu am avut necazul unui contact cu Plumb. Era în manual. Dar poezia pe care mi s-a dat, pe care am studiat-o, a fost într-adevăr la Custră, care era oarecum pe lungimea noastră de undă. Pe Bacovia l-am descoperit mult mai târziu, cu ajutorul unui distins profesor universitar, Ioan Constantinescu, profesor de literatură universală, și atunci l-am citit, să zicem, din doască în doască, atât cât am putut eu, dar și din dialogurile l-a pomenit acum pe Daniel Dimitriu, din fericire, Daniel Dimitriu nu mai este un fondier la fel de activ cum era atunci. Mă rog, este necazul. Și cu el am descifrat și, cum să zic eu, acele rafinate și fantastice contorsiuni sintactice și de sens la Bacovia, care sunt descumpănitoare până la un moment dat. Și pentru care, de ce să nu recunoaștem, îți trebuie oarecare inițiere, ceea ce înseamnă și oarecare pregătire și oarecare lectură. Cam astea sunt impresiile, cum să zic eu, etapele contactului meu cu Bacovia. S-au zis foarte multe lucruri, foarte multe lucruri adevărate și eu sunt de acord, mă rog, așa
cu prietenul Adrian Geromila, că ne îndreptăm către un neoromantism din ce în ce mai accentuat și toate impresiile converg către acolo, încercăm să topim curentele neomoderne într-un neoromantism, probabil că este mai primitor și mai elastic. Așa, și o să închei cu faptul că, tot zicea Vasile Spiridon, despre cine, că ai făcut armata aici, nu? Da. Ei, la noi era o vorbă, Bacău, vânt, ploaie și avioane. Armata am făcut-o și eu aici în deal, am doamnei Elina Codreanu, i-am oferit acum o carte de povestiri. Una dintre povestiri se numește Sub zodia lui Moșteacă și este vorba de episodul trăit aici la Bacău, poate cu altă ocazie. Și gata. Mulțumesc. Dintre studenți, dacă aveți să puneți întrebări, distinși ori invitați. Doamna profesoară, Elena Ciobanu? Eu sunt studentă. Da. Așa. Cam așa. Bun, păi, dacă dintre noi mai este vreo intervenție, mai ales din partea mea... Da, Violeta, sigur. Da, foarte puțin. Deci, cred că aș vrea să comunic un pic cu studenții, cei care încă nu au plecat. Eu aș vrea să citesc chiar un text, dar nu mai citesc, o să-l las vouă, pentru că s-a pomenit aici destul de mult și de proza lui Bacovia. Eu vă recomand să o citiți, dacă nu ați citit-o încă, pentru că personal sunt foarte atașată de proza lui Bacovia și cred că e foarte aproape și de vârsta voastră. Este adevărat că tineretul este apropiat foarte tare de poezia lui Bacovia, asta pentru că e foarte aproape de arta noir, de care tinerii sunt fascinați. Deci eu aici a fost textul acesta, l-am pregătit pentru o filmare care există pe YouTube. E vorba de filmul realizat de Ovidiu Ungureanu. Se numește, e despre Casa Memorială George Bacovia și-l puteți căuta. Acolo a fost prins doar o zecime din textul pe care l-am pregătit eu, pentru că altfel s-ar fi diluat. Dar ce am făcut eu? Deci am desprins câteva citate, câteva fraze din mai multe proze de ale lui George Bacovia, fragmente din Bucăți de noapte, din poeme în proză, dintr-un text comun, și le-am dat o unitate. Deci pare un prozopoem de sine stătător. Și probabil că poate fi chiar și o provocare pe care v-a lansat-o deja doamna profesoară Elena Bulai să o traduceți, dacă o să vreți. Deci o să circule pe la voi. Ce s-ar fi întâmplat dacă Bacovia ar fi întâlnit o femeie căreia să îi se facă dor de Gheorghe? Paradoxal, s-ar fi putut ca neurastenia lui Bacovia să mai scadă și a doua perioadă de creație bacoviană să arate altfel. S-a ales cu multe, cu foarte multă literatura română, dar Bacovia nu prea i-a slujit prin casă lui Gheorghe Vasiliu. Pe lumea asta chiar că l-a îngropat definitiv. Sper din toată inima, ca măcar pe lumea cealaltă, să-l fie ajutat cât de cât. Am citit din Cum l-a omorât George Bacovia pe Gheorghe Vasiliu, de Cristian Popescu, din volumul Arta Popescu. Da, noi am încercat să-l revivificăm, sau cum se spune, reînviem astăzi. Revivificăm. Da. Și sunt foarte mulțumit, am fost un moderator exigent, ne-am încadrat practic moderat. Un timp moderat până la activ. Și în încheiere îi dau cuvântul doamnei Carmen Halache să doar vreau să vă mulțumesc pentru participare. Le mulțumesc încă o dată invitațiilor noștri ai revistei Ateneu, îi mulțumesc lui prietenului meu Vasile Spiridon și vă invit la a doua parte a colocviilor, care înseamnă decernarea premiilor anuale ale revistei Ateneu, eveniment care va avea loc la Centrul de Cultură George Apostol la ora 17, când o să vedeți ce premii a hotărât jurul revistei Ateneu și o să vedeți ce spun cei care o să ia premiile de seară. O să avem și un scurt moment muzical și o să stăm pe urmă de vorbă la o mică tratație și la un pahar de suc, de vin, așa că vă aștept cu mare drag. Și sper ca să nu mai...
poate să tușesc mai puțin.